Pleci, dar nu știi dacă te întorci. Agențiile de turism oferă mult mai multe destinații de vacanță în zone exotice în această iarnă față de anii trecuți când, sau anul trecut mai bine spus, când din cauza restricțiilor călătoriile au fost limitate. Însă, situația pandemiei se schimbă de la o zi la alta. 72 de români au rămas deja blocați în Maroc după ce noua tulpină de COVID a închis în granițele. Zanzibar, Maldive, Dubai sau Kenya sunt câteva dintre variantele din acest an la modă, iar românii par încântați de pachetele de vacanță, în special datorită zborurilor charter pentru aceste destinații. Prețurile pentru vacanțe exotice sunt între 400 și 5000 de euro. Deci, pentru toată lumea, practic. <laughs> Eu, una, apreciez faptul că, iată, ne ducem să aflăm alte sau să cunoaștem alte zone, mergem în alte locuri, cunoaștem alte stiluri de viață, pentru că am văzut pe lista aceasta țări unde sunt oameni care au poate un nivel de trai mai scăzut decât al nostru, pentru că eram de obi cei obișnuiți să mergem, nu știu în Statele Unite, să trăim visul american sau în, oriunde prin Europa astfel încât să avem imaginea aceea că, uite, există state civilizate și uite cât de în urmă suntem noi. Da, și să și... dai 24 de euro pe o pizza la Oslo, știi că na, era altceva și mâncherie. Ei Și acum mergem către aceste state unde vedem că oamenii apreciază altfel de lucruri, că sunt mai fericiți, te întorci acasă cu o altă viziune, poate nu-ți mai uh, priește să ieși și să dai pe un tricou 500 de euro pentru că Vrei poate să stai cu prietenii tăi, să vă adunați într-o gașcă sau să mergeți la munte cu cortul. Adică sunt anumite experiențe pe care le ai în funcție de fiecare destinație și în funcție de oamenii cu care interacționezi acolo. Eu mi-amintesc că în vacanțele în care am fost, oricât de diferite ar fi fost ele, am venit tot timpul cu o experiență aparte. De nu mă duc de mai multe ori în aceleași locuri. Bă, cum ai dat-o tu aici la întors? Adică, uite ce bine e să mergi și în alte locuri. Că... Dar nu mai poți să mergi în celelalte locuri. De-aia sunt astea la modă, Zanzibar și Kenya, că nu mai poți să mergi la Paris, nu mai poți să mergi la Roma, nu mai poți să mergi în Spania, ai văzut că ne spunea și, și Felix Damian. E cumva de genul ăsta, e ca e, acea situație în care oamenii necăjiți care nu aveau mâncare, ei țineau post. Păi nu țineau, țineau post pentru că nu vă carne cu, cu lunile, știi, și atunci, ia uite, țin post ce oameni, bă, oameni credincioși. Contează și ce, ce ai voie, ce-ți oferă contextul, știi?